O zi frumoasă, a Dumnezeu, o zi în de dimineață, fratele Marius ne spunea, este o sărbătoare a vieții. Slăvim pe Dumnezeu pentru aceasta. Este o sărbătoare a vieții și viață vedem și atunci când în familiile noastre vin copii. Sunt darul lui Dumnezeu și primim cu bucurie. Ne dăm seama că rolul nostru ca și părinți este unul mic, este unul minor, în cele ce urmează, mă gândesc să am o, câteva gânduri legate de educarea copiilor. Unii dintre voi sunteți tineri, încă n-aveți copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă căsătoriți și să aveți. Alții sunteți părinți aici, aveți copii de diferite vârste, părinți tineri, părinți cu experiență, oameni care ar putea să mă învețe pe mine lucruri despre creșterea copiilor. Am toată. Certitudinea că e așa, vin nu de pe o platformă de profesor, de învățat, de unul care să dea lecții, ci vreau să vă spun că și eu, la rândul meu, sunt părinte, sunt tată, un tată imperfect, care învață și educă niște copii imperfecți, dar care se încrede într-un Dumnezeu perfect. Și ce stricăm noi și ce uh, greșim noi ca oameni, este nădejde că poate să repare Dumnezeu. Este un verset în cartea proverbelor, în capitolul 22, versetul 6. E așa ca un fel de cec în alb pe care Dumnezeu ni-l oferă. Și versetul acesta spune așa. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Acum, eu știu că dumneavoastră, majoritatea, dacă nu toți, cunoașteți versetul acesta și unii dintre dumneavoastră aveți experiență în legătură cu versetul ăsta și spuneți, ați putea să depuneți mărturie și spuneți, adevărat, șai, se împlinește, Dumnezeu își ține cuvântul. Alții dintre dumneavoastră vă uitați așa un pic și sunteți un pic încurcați cu cuvântul acesta pentru că l-ai învățat, i a arătat calea, pruncul tău a crescut, copilul tău a crescut în casă și, surpriză, are ce de făcut. O să revin pe final asupra acestui gând. Pentru că vreau să vă spun versetul acesta, nu neapărat e un cec în alb, Versetul acesta vine să ne spună că noi, ca și părinți, trebuie să ne facem parte. Copilul este agent moral, în final, va decide el ce și cum. N-aș vrea să o luați. Strict, așa se întâmplă și așa mai departe. Pentru că ne încurcăm, sunt situații în care ne încurcăm. Eu nu spun că Dumnezeu nu își împlinește cuvântul, dar ce spun este că s-ar putea noi să trecem din viața aceasta și să nu vedem cum Dumnezeu își împlinește cuvântul. Știu că nu sună prea optimist, prea triumfalist ceea ce spun, dar cu toate acestea aș vrea să pun înaintea dumneavoastră o anumită. Curiculă, o anumită filozofie legată de educarea copiilor. Să știți că noi, copiii noștri, vedeți, e o provocare enormă, învață, da? e o poruncă enormă pe care o primim, învață pe copil, o provocare enormă copilul, pentru că fiecare, cei care ați crescut copii, știți aceasta prea bine, fiecare copil are felul lui de a fi, e croit într-un anumit fel, ce a funcționat la unul nu funcționează la celălalt. Nu? Adică ai crescut, vorbeam cu a, fratele Iulian a, astăzi Și l-am crescut pe cel mare al nostru, are 22 de ani Mă rog, și am crezut că sunt meseriaș Că mă pricep, a dat rezultate extraordinare Mă ce bun sunt, dar a venit al doilea nu? A trebuit să mă smeresc și să-mi dau seama că am nevoie de Dumnezeu Să-mi dau seama că nu abilitățile mele și cunoștințele mele și uh, învățătura mea și mintea mea și nu, nu, e mai mult decât mine. Uh, educarea copiilor este o artă în final. Dar ceea ce vreau să vă spun este că cu toate acestea, deși ne smerim înaintea acestei mari provocări, imense provocări pe care o avem ca părinți, deși realizăm că uh, avem impresia că ne pricepem, dar pe măsură ce intri în viață îți dai seama că te pricepi și nu chiar te pricepi, că ai nevoie de ajutor și nu ajutor de la un psihoterapeut, ci ajutor de sus, ajutor de la Dumnezeu. Ei, cu toate acestea, vreau să pun înaintea dumneavoastră o anumită, să spun așa, filozofie legată de educarea copiilor. Copiii trebuie să primească educație la fiecare moment al existenței lor. Și acum mă refer la prima parte a vieților, perioada aceasta între 0 și 2 ani, până să apară limbajul, când îi apar primii dinți, când te uiți la el, îți faci poze cu el, este extraordinar, când începe să meargă în, în premergător, în modulul ăla, nu? și când începe să are, să, să, cotrobăie tot prin casă, deci are o satisfacție să tragă sertarul din bucătărie și să le dea toate jos. Jocul pe care îl înțelege el cel mai bine este să tragă din sertar sau orice lucru să-l ia și să-l dea jos. Și tu îl dai în mână. Vă amintiți cei care ați crescut copii și ați avut etapa aceasta de vârstă, da? Când el învață să meargă, când învață să descopere lumea și așa mai departe. Este ceva pe care noi îl putem învăța, nu poți să te... Domnul Iisus te iubește. Poți să-i spui, dar el e tabula ras, adică nu are limbaj articulat, nu? Înțeleg. Asta. cum să mă raportez la copil în perioada aceea ce trebuie să învăț pe un copil din acesta 0-2 ani ceva îl pot învăța, ar trebui să-l învăț ceva dragii mei, trebuie să-l învăț un lucru care este esențial și care va conta toată viața și anume, a spun pe silabe, ascultarea totală și necondiționată ascultarea Etapa aceasta am numit-o, din punct de vedere al părintelui, am numit-o stăpânul de sclavi. Pun așa o denumire care sună dur, cum adică el e sclavul și eu sunt stăpânul. Nu, se referă la raportul care trebuie să existe între noi. Repede îți dai seama că pruncul tău pe care îl iubești așa de mult, copilașul care a venit în familia ta, repede îți dai seama că este un mic terorist, dacă nu știi să te porți cu el. Și el ar vrea repede să ocupe, să, să aibă controlul asupra familiei, asupra mamei, asupra tuturor. Vrea să controleze totul, da? Este extrem de expansiv. Are metodele lui. Mm -hmm. Scâncetul, știți că sunt mai multe feluri de plâns, da? Este plânsul acela când este o nevoie, când doare burtica, când are colici, când îi crezi dinții, când... așa mai departe, dar este și un anumit plâns pe care... Noi suntem ogari bătrâni, avem mirosul fin. Știți, ne prindem repede, ne dăm seama repede. Și, ei bine, despre asta vreau să vă vorbesc, ascultare totală și necondiționată. Scriptura, n-am timp să mă duc în versete, le cunoașteți, le știți. Scriptura vorbește despre nuiaua și certarea. Cunoașteți versetele acelea? Sunt multe, sunt enorme. Cum îl învăț pe copilul meu? Ascultare totală și necondiționată. Hai să iau așa, până să învețe el limbajul, cum învață un copil că nu-i bine să-și bage degetul în ochi? Păi să vezi, prima dată ia degețelul lui, nu? Și? Și după ce și-l bagă în ochi, simte așa o jenă, o iritație, o... și asociază gestul pe care l-a făcut el cu uh, acea jenă, acea durere pe care el o resimte. Dacă nu s-a prins din prima, fetița noastră sau băiețelul nostru, repetă. Vă spun sigur că din a doua, din a treia, lucrurile sunt extrem de clare și copilul nu-și mai bagă degetul în ochi. Deci, fără mari filozofii, fără mari explicații, copilul înțelege, nu trebuie să-și bage degetul în ochi. Ei, așa, ăsta este limbajul cu care noi putem comunica la vârsta asta. De asta, la vârsta asta, vorbim de nuia. Bun, vreau să fac o precizare. Eu știu că, cum să spun, noua direcție în care merge psihologia și psihoterapia și protecția copilului, deci eu știu asta. Într-un fel este și normal că au pus un stăvilar, pentru că sunt părinți dezechilibrați, sunt oameni dezaxați, sunt oameni care îl ia la nerv și îl ridică și vrea să-i miște coloana vertebrală a copilului. Deci vrea, vrea, să nu se face așa, deci nu există, eu nu despre asta vorbesc. Când vorbesc de nuia, nu mă refer de coada la lopată, da? Sau... Eu vorbesc de acel obiect subțire de 5 mm, de 3 mm, lung de 48 de centimetri, trebuie măsurat foarte precis. Și vorbesc de acel obiect subțire care este magic în casa părinților la această vârstă. Vreau să vă spun ceva. Pedeapsa nu iaua este un lux. El are nevoie să intre în cota cu ea una dată, o dată, pentru ca să-și dea seama de lucrul respectiv. Noi aveam uh, scări. În fine, și le avem și acum, scări care duc sus, la etaj, la, la masardă. Și uh, s-ar fi nenorocit copiii noștri dacă ar fi urcat pe scară. Și atunci, frumușeluc, am pus Nu iau, bine, el a luat, a luat contact cu ea odată. Tata, nu-i voie. Hai să vă dau un exemplu. Până să vă spun de masardă, să spun lucrul acesta, că trebuie să dau niște exemple concrete, dacă uh, uh, mă tem că nu o să mă înțelegeți, dacă vorbesc păsărește prea tare. Uh, uh, cum înveți pe un copil că nu-i voie ceva? Mă gândeam de multe ori mamele să știți că își strică copiii. Uh, hai să spunem cum îl cheamă pe ăsta micu, dați-mi un nume. Un nume care nu l aveți în adunare, Goie. Vă place Goie? Dar presupun că este, este, aveți vreun copil pe care să-l cheme Goie? Hai să spunem că așa, îl cheamă Goie, un copil imaginar. Și, știți din Caragiale, da? Uh, și hai să spunem că îl cheamă Goie pe ăsta micu și zice, Goie nu-i voie. Goie, <gântu -i> cu dinții aia doi râde și el întinde mâna mai departe. Goie nu-i voie, Goie nu-i voie, Goie nu-i voie. Această mamă, acest tată, îl învață pe copil că nu trebuie să asculte nici din prima, nici din a doua, nici din a douăzeci și doua. El trebuie să asculte când atinge acea octavă periculoasă. Când mama face cavala sub presiune și când devine. Atunci el trebuie să asculte, atunci devine periculoasă mama. Și trebuie să ascult. Înțelegeți când vorbesc ascultare totală și necondiționată? Pe tonul acesta, mama nu-i voie. Și copilul ascultă. Am citit în prima mea tinerețe, că și cum sunt tânăr, dar am citit în prima mea tinerețe o carte scrisă de un amiș. Știți, menoniția aceea amiș, da? Și omul acesta spunea, vorbea, e o carte despre educarea copilor și omul acesta spunea, zice, dacă un cal poate să fie strunit, poate să fie dresat, când îi spui hăis sau cum să spune, hăi și cea, așa, când îi spui, eu nu știu care e stânga, care e dreapta, dar în orice caz, când îi dai o comandă, el să asculte de tine. Când îi spui prr, el se oprește, nu? Când îi dai semnal, să oprește. Dacă un câine poate să fie dresat și să îi spui șez și șade, să îi spui pas și merge la pas cu tine, zice, cu cât mai mult un copil nu să fie dresat, dar să fie educat, un copil care are inteligență. Un copil care este mai presus de un animal care are doar instincte. Mă înțelegeți? Cu cât mai mult copilul nostru, dacă te ocupi de el, poți să-l înveți ascultare. Vă spun că oamenii aceștia care dresează animale nu snopesc în bătaie acele animale. Nu. Le instruiesc, le educă. Pe copilul meu vreau să-l învăț. Ascultare totală și imediată. De -aia are nevoie să intre în contact cu nuiaua mea odată, ușor, peste piciorușe, să simtă când îi spun nu-i voie, dacă nu mă asculta, te-am spus și a două oară pe celălalt ton nu-i voie, atunci ia contactul asta, și el știe, aha, vă spun, noi n-am folosit nuiaua la copiii noștri, decât pentru un semnal. Nu au stat undeva sus și era suficient să o arătăm. Era ca pe un trofeu, o puneam undeva, aveam cu el acolo undeva la intrare și stătea acolo. Vă spuneam de copilul meu care voia să urce pe trepte la masardă. S-ar fi nenorocit. Pe a doua treaptă el încă nu avea mersul, încă nu putea să meargă. Mergea cățel, cum spunem noi, da? Și pe a doua treaptă stătea în el ușa. A urcat pe primul bucuros, a urcat pe a doua bucuros, hopa, înapoi repede. Are, este extraordinară, este minunată. Am fost în vizită la o familie, pe vremuri. Și a venit la Micu și cu un cub de ăsta ascuțit, a venit la mine și mi-a tras una. Pac! N-am spus nimic. Bucuros, fericit, mi-a mai tras una. Pac! Am pus și eu mâna pe o jucărie, mama s-a uitat la mine, noi eu vorbeam cu părinții, toată lumea, lumea fericită, lumea frumoasă, mai dă una. Pac! Îi răspund și eu la fel, că fără niciun nimic, pac, dar eu discut cu mama în continuare. Era șocată femeia Să se uita, zice, ce face omul ăsta, ce se întâmplă cu el? Vorbesc pe aceeași limbă, îl învăț ascultare totală și necondiționată. Dacă nu reușim să învățăm pe copiii noștri la vârsta asta, de ce e așa de important chestiunea? Pentru că așa Trebuie să stabilim cine e șeful, să stabilim cine de cine ascultă, mă înțelegeți? Și în funcție de imaginea pe care ei o aveau, copiii noștri o vor căpăta în fața noastră ca părinți, aceeași imagine o vor avea ei despre Dumnezeu. Dumnezeu acceptă orice, mai puțin răzvrătirea, mai puțin neascultarea, pentru că e cu bătaie lungă această ascultare. Nu e vorba de un orgoliu de-a meu, mă, eu te-am făcut, eu ce mănânc. Nu despre asta vorbim aici. Astea sunt proverbe care n-au nicio treabă, n-au -au legătură cu creștinismul. da. Deci nu e nu vorba despre răfuiel, despre răzbunare, despre să ne arătăm mușchi, nu. Îl despre... învăț, îl instruiesc pe copilul meu ceva. Ascultare. N-am timp să dezvolt, mă duc un pas mai departe. Copilul crește și vreau să-l mai învăț ceva. Este perioada asta între 2 și hai să spunem 7 ani. Perioada preșcolară. Vreau să-l învăț ceva pe copilul meu, vreau să-l instruiesc ceva. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Perioada aceasta, stimații mei frați și stimatele mele surori, perioada aceasta este o perioadă în care copiii noștri descoperă limbajul. Și este, realizează că limbajul manipulează. În perioada aceasta, Trebuie să învățăm pe copiii noștri un lucru. Sigur că îl învăț multe lucruri. Am nevoie să-i învăț și pe măsură ce cresc au nevoie să învețe multe lucruri. Dar asta este ceva esențial ce spun eu aici. Trebuie să-l învăț un lucru. Și iară zic pe silabe. Adevărul. De aceea perioada aceasta am numit-o judele. Judecătorul, da? Vino încoace. Cine a spat vaza? Nu eu. Uite dovada. Ai mințit. Am mințit. Mergi sus. Urmează să te pedepsesc. Să duce sus, să lăsă fierba puțin. Da? L-aștept. Lăsă să reflectezi asupra ideii. Da? Ai mințit. Mergem în sus. Pare rău. Știu că îți pare rău și mie îmi pare rău. Haide să ne rugăm. Mai întâi de astea trebuie să stabilim ceva. Ai mințit, da? Tata vrea să, trebuie, să, trebuie te pedepsească nu pentru că uh, uh, ai spart vaza, ci pentru că ai mințit întotdeauna pedepsim pe copiii noștri pentru răzvrătire, pentru neascultare, deci nu, nu pentru, lucru, pentru greșeli copilărești, da? pentru că mi trebuia să recunoști lucrul acesta. Vreau să-l învăț adevărul. Câte meriți? Cinci. Prea mult. Două. Una. Prea puțin. Trei. Bine așa. Ne rugăm. Doamne Iisuse, ne punem pe genunchi, ne rugăm amândoi. Creăm un moment de felul acesta. nu e teatru, nu e nimic teatru. Vreau să-l învăț adevărul. Doamne Iisuse, Știi că nu pedepsesc cu plăcere, dar s-a întâmplat din norocirea asta în casa noastră, uite, fetița noastră uh, a mințit. Te rugăm să ne ierți, te rugăm să ne primești. Așa te că urmează să te pedepsesc. Cât ai zis că meriți? Trei. Îi dau numai două, ca să vadă că e har. Înțelegeți ce vreau să vorbesc? Adevărul. Trebuie să creăm acest context în care copiii noștri să se deschidă, să spună adevărul, să își asume consecințele faptelor lor, a acțiunilor lor, pentru că dacă nu, acești copii vor deveni niște mici farisei. Nu vrem asta. Vor învăța să păcătuiască mai inteligent. Vor învăța să mascheze în permanență, să salveze aparențele. Ori noi nu vrem morminte văruite. Noi vrem înviere. Noi vrem adevăr. Noi vrem transformare reală, noi vrem ca lucrurile din inima lor să, aibă, să să se deschidă. De aia casa noastră trebuie să fie o casă în care există har, în care înțeleg că este să poate lucrul acesta. De ce credeți că fiul risipitor s-a întors acasă? Pentru că a știut că ușa tatălui este deschisă, pentru că a știut că acest har este accesibil pentru el, indiferent cât de ticălos, cât de departe, s-a dus de tata. Asta e, asta e ideea, îl învăț adevărul. Nu? Timpul trece și uh, trebuie să mă grăbesc un pic, pentru că și copiii noștri cresc și nu rămân doar la șapte ani. Urmează o altă etapă, între șapte și hai să spunem 14 ani. Sigur, îți repere orientative, eu nu vreau să mă înțelegeți să credeți că ceea ce spun eu aici este ceva matematică fixă. Nu facem matematică aici. Discutăm despre cum sau ce ar trebui să accentuăm în educarea copiilor noștri. Și această a doua etapă am numit-o managerul în această etapă învăț pe copiii mei cu precădere următorul lucru și din nou spun pe silabe. Ies doar două silabe, așa iesă. Munca. Sună ciudat ce a zis eu aici, așa? V-ați așteptat la altceva, ați așteptat să vorbesc despre... Nu, dragii mei, mai știe cineva uh, ce a ajuns până la noi din Eden? Yeah. A rămas câte ceva din Eden, am pierdut o grămadă de lucruri, dar vedeți, munca nu este o consecință a păcatului, nu este consecința a păcatului sau a căderii, este o consecință a creației. Tocmai din Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus să lucreze grădina și să păzească grădina. la a binecuvântat pe om cu lucrul acesta. Munca este o binecuvântare. Păi dați-vă seama, un om care nu lucrează cu munca, cu tot ce presupune și începe să-i dau mici responsabilități, să se ocupe, să-și facă ordine cu jucăriile lui, să se ocupe, să-și facă, spuneam tinerilor ieri, legat de ordine aceasta și de sensibilitatea noastră la mizerie, zice, le-am spus așa, dacă îmi permiți să mă uit, trei secunde în camera ta, aș putea să-ți spun care este sensibilitatea ta la mizerie. Mamele știu despre ce vorbesc. E greu de crezut că tu ești sensibil la mizeria interioară, morală, și nu ești sensibil la mizeria fizică din jurul tău. E greu de crezut. Un om care își face ordine în universul interior, vă face ordine și în camera lui, și în jurul lui, și în viața lui. Da? Lucrurile astea merg mână în mână. De aceea când vedeți pe copiii voștri adolescenți că e ca într-o peștere de tâlhari, pentru o Italie curată dați foc la camera asta, să scăpăm, să... Înțelegeți că de multe ori ne gândim, Băi, cuci, cum poți să trăiască în atmosfera, am crescut cu copii, vorbesc din experiență, deci nu din casele altora, da? Și știu ce înseamnă, am așa o frustrare. Când intram, băi, nu se poate să trăim, nu te asfixiezi aici, ce să-mi scoate, da afară, evacuează. Nu. No. Dar îmi dau seama că cam așa arată în sufletul lor. Și atunci degeaba vine eu cu măsuri exterioare, că nu fac mare lucru. Are nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu, care să facă curățenie. De o întâlnire cu Hristos, care să intre în peștera aceea de tâlhari și să aducă lumină. Și să facă din ea templu al Dumnezeului nostru. Dar eu mă scăp la predică și eu nu vreau neapărat să predic, cât vreau să lăs niște gânduri de felul acesta, să vă lăs cu niște gânduri. Ei bine, munca managerul și asta este rolul părintelui în care își invită fetița așa cum poate, eu știu că mamele vor perfecțiune și n-au răbdare și lasă că mai bine fac eu și fac mai repede și decât să mi spargă mai bine, eu știu asta vă rog frumos, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, învățați-i pe copiii voștri, învățați-i să muncească pentru că în urma muncii se obțin rezultate, munca asta are de-a face și cu școala, pentru că în aceeași direcție merg lucrurile, munca are de-a face cu e, obiceiurile acestea bune care e, hrănesc sârguința, munca are de-a face, dacă vreți, și cu cumpătarea, pentru că ea îmi vorbește și să mă opresc, îmi vorbește și ce să vreau și ce să nu vreau, munca are de-a face și cu odihna, are de-a face și cu generozitatea. Sunt toate lucruri pe care vreau să le învăț în copilul meu. Este vârsta aceea în care înțelege și pot implica pe copiii noștri întreburile casnice, lucrurile ușoare, care sunt capabili să le facă și insist să le facă, vreau ca ei să le facă, le dau mici responsabilități. Dacă îi creștem în care, mama, să nu transpire copilașul, să-i dau sandwichuțul, să facă nu știu ce, să... și când va ajunge la casa ei, ce va face domnișoara? Și când va ajunge la casa lui, ce va face omul acesta? Un parazit social? Asta vreți să creștem? Și când va ajunge în Biserica lui Hristos, ca bărbat, ca femeia credinței, cum va lucra? Pentru că Dumnezeu vorbește despre muncă, inclusiv pentru noi, pentru credincioși, despre a lucra împreună și împreună cu Hristos. Doamne, ajută, Doamne, ajută. E de la un capăt la altul. Munca este o binecuvântare, pentru că un om care lâncezește și băltește, omul acela este profund nefericit. Omul acela face depresie. Omul acela să. În mintea lui îți balauri, să gândește la de toate. Munca este curativă, este sănătate. Aduce rezultate, aduce satisfacții, aduce stimă de sine, aduce lucruri pozitive în viața noastră, mă înțelegeți? Despre asta vorbim. Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu lucrează. Veți să știți ce face Dumnezeu toată ziua? Lucrează. Amin, amin. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez, spune Hristos Dar asta e. Noi ne gândim, Dumnezeu, că trebuie să fie mai repitisel în cer. Dumnezeu lucrează. Da, asta. Bun. Și uite așa, am ajuns la ultima etapă și mă apropii și eu de încheiere. Uh, mai este o etapă. 15 plus, hai să o dau așa. Adolescență și să te tot duci. Uitați-vă cum numesc etapa aceasta. Puneți-vă centura de siguranță. Jos coroana. În etapa aceasta, vreau să învăț pe copilul meu un lucru. Dragostea totală și necondiționată. Numai că îl învăț, nu dădăcindu-l nu și dăscălindu-l. Asta am făcut-o toată viața. Îl învăț asta pentru că, mai țineți minte cine este dragoste? Dumnezeu. Mai țineți minte care este cea mai mare poruncă pentru oricare dintre noi? În care este cuprinsă toată legea și prorocești, mai țineți minte? Despre asta e vorba, de aia vreau să-l învăț. Vedeți, practic, eu îl învăț despre Hristos prin exemplu personal. Dragoste. E greu de îmbrățișat un cactus, așa e. E greu să strângi la pieptul arici așa sunt ai noștri, la vârstele astea. Eu am, am crescut doi băieți și au fost extrem de fine, așa am putut să-i iau în brațe. Să... Ei, fata noastră este destul de cactus cactus, pentru că mă desumflă de fiecare dată și îmi dau seama că n-am metodă, și iarăși iubire, și iarăși iubire. Este o etapă în care noi ca părinți, de ce credeți că am spus jos coroana? Noi ca părinți până acum am fost învățați autoritate. Eu sunt că tu asculți de mine, fii atent la ora asta, nu știu ce, tărără. Vine o vreme în care încet, încet, 15, 16, 17, apropo de nuia, nuiaua, pe la 5 ani, pe la 6 ani, o pui în cui și ai uitat de ea. Deci aia, dacă n-ai reușit până la 0-2 ani, poate mai poți pe la 3, 4, 5, dar cam atât ai cu nuiaua. Deci ca să ne înțelegem, să fie clar, nu te duci tu cu nuiaua la 17 ani, că îți faci de lucru, deci e, e anacronic, nu se face asta. Deci despre asta vorbim, îl învățăm iubire, îl învățăm să-și aleagă prietenii, îl învățăm să facă distinție în sistemul de valori, între valorile lumii și plăcerile lumii și cele dumnezești, îl învățăm iubire. Tată, la ce oră vii acasă? La ora uh, 9, ok. Îmi vine la 10. Mai tată, pe cine ai mai văzut că să la trei câine la ora asta pe drum? Vino încoace. Vrei să fii prietenul lui? Dacă încerci să te impui, e vârsta la care părinții își pierd autoritatea. Ascultați-mă ce vă spun, este. ar trebui să vorbesc mult mai mult decât pot vorbi în seara asta. E vârsta în care tații mai ales pierd relația cu copilul. Până să te creadă ce îi spui tu, copilul tău trebuie să aibă încredere în tine. De aceea, odată cu adolescența, trebuie să păstrezi relația cu el. Va trebui să-ți înghiți cuvintele, va trebui să-ți muști limba, va trebui să te smerești, va trebui să înghiți un cartof fierbinte sau un cazan de cartofi fierbinți, nu știu câți, depinde ce copil ți-a dat Dumnezeu, va trebui să ai răbdare cu el, cum a avut răbdare Hristos cu Dumitale. Va trebui să-ți câștigi copilul tău pentru Hristos. Hristos ne-a iubit și nu ne-a strâns cu ușa. Hristos ne-a iubit și a avut răbdare cu noi. Noi nu avem răbdare cu copiii noștri. Am vrea repede, am vrea repede să răspundă, am vrea repede să se pocăiască, am vrea repede să-i vedem sfințișori. Unii răspund foarte ușor și într-adevăr funcționează, dar avem și copii problema. Și în biserica dumneavoastră, și în biserica, eu fără să vă cunosc, vă spun lucrurile astea, și în biserica la noi acasă avem copii care nu sunt ușor, nu sunt iubibili, nu sunt ușor de iubit. Da? Dar trebuie să o faci. Vrei să-l înveți iubirea? Vrei să fii prietenul lui? Ca să poți vorbi cu el, pentru că altfel, dacă ai rupt relația cu el, nu vei putea să-i spui nici despre mântuire, nici despre Hristos, nici despre Domnul. Da? E rebel, da, nu știe bine de identitatea de sine, da, nu are experiența vieții, da, face greșeli, da, ar merita certat și, nu știu, ar trebui ca, ca tată te revolți, simți Adrenalină în tine, simți că îți vine să îl iei de urechi Nu mai merg metodele astea Este vârsta care vrei să-l câștigi Și vrei să-l iubești așa cum te-a iubit Hristos pe tine Și dacă totuși am făcut toate lucrurile astea și n-a funcționat E bine, vreau să spun ceva Avem în scriptură pilda aceasta fiului risipitor Doi fii au avut acel dată Și niciunul dintre ei n-a semănat cu tata Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu pragmatic neaparat Să ne măsoare după rezultate Dumnezeu nu ne măsoară după rezultate Stimații mei frați, stimatele mele surori Dumnezeu nu după rezultate Dumnezeu ne măsoară după investiția pe care am făcut-o în copiii noștri Suntem chemați, vă spuneam, sunt agenți morali Și fiecare decide în dreptul lui ce face, cum face Suntem chemați să investim cu consecvență. Suntem chemați să învățăm cu dragoste și mai departe. Suntem chemați să avem răbdare. Suntem chemați să învățăm cumpătarea. Suntem chemați să învățăm adevărul. Suntem chemați să învățăm ce înseamnă iubirea. Acea iubirea de adevăratele. Suntem chemați să învățăm curăția morală, suntem chemați să învățăm ascultarea când sunt mici. Toate lucrurile astea suntem chemați să le învățăm și să o facem cu consecvență, să nu renunțăm. Și să vă spun ceva, mai avem o armă secretă rugăciunea. Tu n-ai pașaport dacă copilul tău s-a dus departe de casă. Dacă umblă prin locuri pe care tu le știi și face să, plângi inima, să plângă inima în tine. Tu n-ai pașaport să mergi în locurile alea. Dar să spun ceva, rugăciunea ta ajunge în locurile acelea. Rugăciunea face ceea ce n-ai putut să faci tu ca om, ca părinte. Rugăciunea îl va duce într-o zi acasă. Nu descurajăm. Continuăm să iubim pe fii risipitori, pe cei plecați acasă. Nu vă cunosc din nou, poate nu știu pentru cine e lecția asta, dar spun lucrul acesta și încheie așa. Într-o zi, Dumnezeu va muia și inimile de piatră și vom vedea în adunare, și vom vedea slujind, și vom vedea lucrând, pe do lucrând pentru Domnul. Și dacă nu-i vom vedea, vom muri. Cu ochii la stăpân, crezând că într-o zi Dumnezeu va face lucrarea aceasta și după ce nu vom mai fi pe pământul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Educația copiilor este o artă și, oricât de mult ne-am pricepe sau nu ne-am pricepe, mai presus de priceperea sau nepriceperea noastră, este Dumnezeu, a acestui Dumnezeu să fie gloria acum și în veci. Amin.